Ce facem de titlu? Ai o idee? N-am. Să luăm un colaborator cu idei. Am eu un amic. Maestre, salvează-ne, dă-ne un titlu. N-ai cumva un titlu? Bun găsit, vă spunem, la emisiunea Fără Titlu. Este marți, este ora obișnuită, când ne întâlnim cu dumneavoastră cu un nou subiect și cu un nou invitat. Bun găsit, Carmen, o să apară și invitatul în curând, este în stand-by. Right, ok, eram curioasă, da. Bună seara, dragii noștri, ne bucurăm să fim din nou împreună cu un invitat excepțional, surpriză, un artist desăvârșit și un compozitor și producător. Dar las pe Sorin să facă prezentarea. Eu nu-l cunosc foarte bine pe invitatul nostru, dar înainte să facem cunoștință cu el, vreau să mulțumim tuturor celor care se abonează la canalul nostru de YouTube și ne sunt alături, ne scriu, uneori ne mai și critică pentru anumite lucruri, dar noi suntem fericiți că începem să creștem și să fim cât mai vizibili pe această platformă YouTube. Așa că o să-l introducem pe invitatul nostru, compozitorul, orchestratorul George Popa Xenofon. Bună, George. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fac parte din emisiunea voastră frumoasă, care crește. Da, crește. Avem astăzi un compozitor, un orchestrator, un muzician invitat și vom încerca să discutăm despre ce se întâmplă în lumea asta muzicală din România și nu numai. Dar mai întâi aș vrea să-l descoperim pe invitatul nostru, George Popa, să ne spună cine este George Popa. Pentru cei care încă nu-l cunosc, pentru că nu prea este vizibil așa pe... George Popa este un muzician care de foarte mult timp stă foarte mult în background. Se află în spatele multor producții și, sincer să fiu, nu prea îmi place să fiu vizibil, pentru că, na, e... mai bine să fii cel care face decât cel care spune și nu face, știi? Ce pot să spun despre mine? Am început de foarte tânăr activitatea muzicală, de la 6 ani cânt la pian. Liceu de muzică, conservator, după aia producții muzicale și filme și tot ce se poate face în acest frumos domeniu. O să le luăm pe rând, pentru că aveți o activitate bogată, am văzut, mai ales pentru muzica de film, de seriale. Da. Multă lume ascultă, vede, urmărește, dar nu știe cine se află în spatele acelei melodii care îți rămâne în memorie. De câte ori vezi un generic și zici, uite, începe Narcisa Sălbatică, dar cine oare o fi compus melodia de la Narcisa Sălbatică? Da? Și lumea nu prea știe. De aceea trebuie să și vedem, să interacționăm cu acești oameni care ne fac să identificăm filmul cu melodia filmului. Asta este foarte important. Da. Uite, acum, George, îmi vine o întrebare mai curajoasă, așa, mai intruzivă. Dar oare e bine în plaiul ăsta mioritic să stai așa undeva în spate și să nu prea-ți placă să fii vizibil, pentru că, din păcate, România a căpătat o accente destul de agresive pe această vizibilitate în media. Oare e bine, George, când tu ești un artist desăvârșit? Și e păcat că spatele ăsta nu știu dacă ți oferă decât o umbră. Ce părere ai de asta? Este alegerea fiecăruia. Eu am preferat să rămân întotdeauna oarecum retras din reflectoarele media și datorită faptului că nu-mi place să mă laud, ca să zic așa, prefer să muzica și mesajul meu să ajungă la ascultătorii, iar cei care mă apreciază și le place ceea ce fac, mă vor căuta inevitabil
pe rețele, pe social media, adică cine este interesat de mine și vrea să colaboreze cu mine, mă poate găsi oriunde. Am la dispoziție. Deci sunt un om care preferă să rămână, să zic așa, în umbră, decât să se laude cu ce face și. E, atunci o să facem așa o trecere în timp și aș vrea să știu cum era să luați lecții de pian de la un profesor din Republica Moldova contra cazarei sau ceva de genul acesta, la vârstă fragedă. Adică, de fapt, cum ați ajuns la lucrul acesta să faceți pian și pe aceea muzică? Nefiind o tradiție de familie. Da, a fost, trebuie să recunosc că a fost alegerea părinților de mic copil să urmez muzica. Ulterior, mi-a plăcut foarte mult și am început treptat să fac muzică de performanță. Am învățat la școala de muzică din Târgu Jiu. Ulterior, am urmat liceul acolo, după aceea am plecat în Deva, după profesoara mea, și am urmat liceul de muzică de acolo, după care am plecat în Cluj, și am urmat liceul de muzică din Cluj, Gheorghe Dima, unde am lucrat cu trei profesori. După care am ajuns în București, la George Enescu, unde am lucrat iarăși cu trei profesori. Și iată că după aceea a urmat facultatea și Da, ulterior am. dar de ce acest traseu? Numai după profesoare, după profesor sau după Da, calitate? Ați căutat tot timpul ce e mai bun? a fost alegerea mea de a urma profesorul pentru că profesoara, pentru că de-a lungul timpului s-a format o chimie extraordinară între noi și cum să zic, nu mă simțeam deloc pregătit să lucrez cu alți profesori. Practic, profesoara cu care eu am lucrat tot liceul a fost prima opțiune în a lucra și a studia pianul. Și evident că, datorită faptului că profesoara respectivă, doamna profesoară, s-a mutat dintr-un oraș în altul, a fost și pentru mine exact același motiv pentru a urma-o. Indiferent de costuri, indiferent de dificultăți, că na, e mai greu să locuiești într-un oraș străin. Și pur și simplu a fost alegerea mea și nu regret absolut deloc. Aveți acest. Cred Da. că a meritat din suflet, pentru că eu ascult creațiile tale, cunosc munca ta și, într-adevăr, cred că această chimie e absolut Este foarte important. excepțională. Da, să ai un mentor, să ai un om care te valorizează. Da, dar acest periplu prin orașe, Deva, Cluj, Bucureștiul, care a fost orașul de suflet până la urma urmei și care este orașul care v-a dat posibilitatea să vă manifestați artistic? Orașul meu de suflet va rămâne și rămâne și va rămâne Târgu Jiu, unde m-am și născut și am urmat primele clase. Este un oraș liniștit și absolut fabulos din punct de vedere al culturii. Acolo se află sculpturile și operele lui Constantin Brâncuș, marele nostru artist. Și este, cum să zic, a fost și este pentru mine liniștea și locul în care eu mă regăsesc. Dar care
așa cum știm, un oraș de provincie poate nu poate oferi atât de multe șanse ca să deveniți vizibil ca într-un oraș mare, cum ar fi Clujul sau Bucureștiul. Într-adevăr, de-aia am și plecat. Prima motivație a fost pentru că doamna profesoară s-a mutat din respectivele orașe, dar și pentru că, evident, un oraș de provincie nu-ți oferă oportunități pentru a fi, pentru a lucra cu artiști mari. Am lucrat cu toți mari artiști din domeniu și, evident, oportunitățile nu erau pe măsură într-un oraș de provincie. Mm-hmm. V-ați gândit, acum stăteam și mă gândeam că v-ați vorbit despre Brâncuș și uite că Târgu Jiu pe lângă Brâncuș a mai dat și un compozitor și un orchestrator foarte bun pe lângă alți artiști care vin din zona respectivă. V-ați gândit vreodată să închinați o odă operelor lui Brâncuș din Târgu Jiu? Iată că nu. Foarte interesantă ideea. Excepțională, da, excepțională. Da. Ce să zic, până acum trebuie să recunosc că nu am avut această idee, dar timpul ne va permite în continuare să facem și acest lucru, ca să zic așa. Mă gândeam la lucrul ăsta pentru că a fost de curând centenarul, câțiva, cred că un an, doi în urmă, a fost centenarul Brâncuș sau anul trecut chiar. Anul trecut chiar și mă gândeam că ar fi fost o idee să apară ceva care nu a fost până acum făcut legat de Brâncuș, pentru că așa operele le știm. Dar cum marii compozitori ai noștri au dedicat niște opere ode României, ca să nu vorbim de simfoniile care au fost create pentru România, mă gândeam că poate și o simfonie pentru Brâncuș ar fi binevenită. Uite, ce idee foarte bună. Îți mulțumesc, Sorin, și o să iau în calcul acest lucru. Și mulțumesc, fai. Ca să-ți întăresc creativitatea și să creezi această minunăție pentru Brâncuș. Voi știți foarte bine că, din păcate, poporul francez, eu am locuit o perioadă la Paris, ei își l-asumă pe Brâncuși ca fiind al lor. Și am avut și un conflict pe stradă cu un trecător francez care avea Brâncuși avea o expoziție și o ceam, it's ours, dar eu mă lăsam în engleză, zicea, no, je suis. Deci așa că chiar merită să ne promovăm valorile și mult succes dacă creația asta va lua naștere. Da, da, vă ascult, din păcate? Da, din păcate, în ziua de astăzi, accentul pentru muzica de calitate este din ce în ce mai mic și, din păcate, lumea refulează în lucruri banale, ușoare, simple, subcultură, ca să spun așa. De aceea cred că și lipsa de interes față de opere, față de calitate, duce la, ca să zic așa, lipsa de interes. Cum era muzica în momentul în care dumneavoastră ați creat prima piesă și care a fost preluată de un artist cunoscut și a fost lansată? Și cum este muzica astăzi, când lumea artistică este total schimbată? Oh, era cu totul altfel. În trecut, când am început eu să scriu muzică pentru artiști, multă lume își punea întrebarea, oare este calitate, oare este bine, oare ce spune publicul despre cuvântul ăsta, despre ideea asta, despre. Adică existau multe momente de analiză și de cercetare, ca să zic așa, să fie cu noutate, dar în același timp și cu calitate. E, acum, din păcate, hai să scriem muzică, hai să scriem versuri banale și am dat drumul la piesă și iată că lumea gustă așa ceva. Din păcate,
Păcate, da. Și se promovează non-valoarea pe toate canalele. Eu nici nu mai ascult muzică românească, vă spun sincer, foarte rar. Asta e și la producțiile de film, pentru că știu că lucrezi. O să vorbim și despre noua ta premieră la care ai compus muzica, apare în octombrie, mi-ai spus, Vama de Cuitrit. La fel, producțiile la filme sunt destul de subțiri, doar ca să facă box office, să încaseze bani, din păcate. Da. Bine, acum, Eu te rog. aș mai adăuga ceva. În trecut, eu am o vârstă, am trăit și muzica de calitate, o trăiesc și pe cea actuală, o urmăresc. Înainte, pot să spun că înainte, când ascultam o melodie, după stilul melodiei, îmi dădeam seama cine era compozitorul. Identificam stilul. Așa este. Așa e. Textul îl identificam imediat, zic, măi, cu compozitorul X colaborează cu textierii respectivi, ar putea să fie cu tare, cu tare, cu tare. Exista Mamaia, unde se lansau foarte multe melodii cu mesaj, melodii bune, șlagăre, că de-aia Așa se este. numește șlagăre. Acum eu ascult o melodie din generația nouă și credeți-mă că trebuie să o ascult de câteva ori ca să-mi rămână măcar o frântură din ea în cap. Nu vorbesc de text, de linia melodică. Să-mi rămână în cap și nu-mi rămâne. Înainte, ascultam la Mamaia o melodie într-o seară, să zicem, la seara dedicată, nu știu, creațiilor noi, și era imposibil să nu-mi rămână o melodie în cap după ce se termina seara. Așa. Sorin, dragul meu, se întâmplă chestia asta pentru că din ce în ce mai mulți oameni fără pregătire ajung în acest domeniu. Oameni care descoperă niște softuri, descoperă niște programe care sunt extrem de facil de accesat și de utilizat, pentru că, din păcate, tehnologia adresându-se marii populații și dorind să aibă cât mai multe downloadări și utilizări, pune la dispoziție facilitatea de a utiliza un program. Și atunci, evident că un om care nu știe muzică și care nu știe cu ce să mănâncă o linie melodică, pune mâna pe un soft de genul acesta și apasă pe trei clape sau nici măcar face totul din mouse și el se crede compozitor. Din cauza aceasta se ajunge și s-a ajuns la imposibilitatea de a reține o linie melodică, pentru că, încă o dată spun, ajung în acest domeniu oameni care n-au nicio treabă cu Din muzica, păcate. dar ei vor să facă muzică. George, dacă tot ne-ai un pic ne-am necăjit și ne-am întristat, pentru că știm cu toții în ce vremuri trăim, spune-ne, te rog, cine a fost prima persoană căruia tu i-ai compus? Pentru că eu cred că știu, dar vreau să ne dezvolui. Prima persoană foarte importantă, i-am scris pentru foarte mulți artiști, dar cel mai drag și important artist pentru mine, pentru care eu am scris muzica, a fost Andalado. Și practic din 2004, când noi am câștigat Eurovizionul, ăla a fost anul în care eu, din punct de vedere muzical și nu numai, am explodat, ca să spun așa. A fost o experiență absolut uluitoare și trebuie să recunosc că 2 luni de zile am fost efectiv într-o energie și într-o emoție uriașă, uriașă, uriașă. A fost o experiență incredibilă pe care, sincer, la ora asta nu cred că aș mai repeta-o. Care e diferența între 2004 și 2024? Uite, sunt 20 de ani de atunci. Wow, oh, uriaș. Ce să spun? În 2004 trebuie să recunosc că am simțit competiția. Am simțit, cum să zic, dar competiția, cum să, competiția profesională. Acum, în 2024, toate lucrurile sunt pe interes, toate lucrurile sunt pe regiuni politice, toate lucrurile sunt deja aranjate. În 2004 trebuie să recunosc că eu am rămas
absolut surprins, șocat, pot spune, că eu am câștigat Eurovizionul. Eu am scris pur și simplu piesa pentru acest artist, pentru Sanda Lado și care mi este foarte dragă, din dorința de a scrie o muzică de calitate. N-aveam niciun fel de idee, n-aveam niciun fel de dorință de a câștiga și artiștii care au fost în finală îmi puneau mari semne de întrebare dacă eu voi câștiga fiind în competiție cu acești artiști, adică Andra, Maria Radu și așa mai departe, foarte mulți artiști foarte buni și compozitori extraordinari. A fost pentru mine un șoc în 2004 când am câștigat Eurovizionul. Să amintim că vorbim de selecția națională Eurovision a României cu participare la Istanbul în anul respectiv. Și deci a fost o competiție. De-a lungul timpului acest fenomen de competiție și profesionalism a scăzut și scade în continuare, din păcate. Bun, până o să mai vorbim despre Eurovision, o să schimbăm un pic registru și, apropo, vorbeam despre Sanda Lado și Sanda Lado și în interviul pe care mi l-a dat și pentru cei care ne urmăresc, poate să intre pe canalul nostru și să urmărească acest interviu, este de aceeași părere că Eurovizionul nu mai este Eurovizionul care se știa. Mai mult de atâta, aș vrea să aflu ce ați învățat din colaborarea ca inginer de sunet de la K1? Trupa ca unul. Colaborarea mea cu această trupă și cu acești oameni a fost una absolut senzațională. Practic, acolo m-am format din punct de vedere tehnic. Am învățat să mixez, să orchestrez. Acolo, practic, a fost hub-ul, locul în care am întâlnit-o pe Sanda Lado și pentru că de acolo a pornit toată treaba. Și nu numai, un alt artist căruia i-am scris o piesă care a relansat-o, Delia Matache, care și-a relansat cariera cu piesa Parfum de fericire. Superbă piesă. Da. Deci acolo a fost momentul în care în acel loc, în acel studio, m-am întâlnit cu acești artiști și practic a început cariera mea din punct de vedere al părții acestea de inginerie și de mixaj și de recording. Apropo de Delia, pentru că este un artist de succes la ora actuală în România, după ce ați relansat-o cu melodia respectivă pe Delia, ați mai colaborat, ați mai creat ceva pentru Delia sau s-a retras în propriul studio și își face propriile creații De după ce cum ți gândul? crede? Sorry, mi-a luat vorba din gură. Colaborarea cu Delia după această piesă, din păcate, a luat sfârșit, ea orientându-se pentru alți compozitori, alți orchestratori. Mă bucur pentru ea că este în momentul ăsta unde este și faptul că are un fanpage foarte, foarte mare indică faptul că e un artist de succes. Da, George, dar acum, na, pot să spun și o opinie. Se și străduiește pentru fanpage-ul ăsta, adică foarte multă media, promovare, multe schibiționisme, deși eu aici în ara care În zilele noastre, da. dacă nu faci acest lucru, rămâi în umbră, poți să ai calități maxime care să te definească ca artist și vei rămâne acolo incognito, pentru că în spate se află o adevărată industrie, Așa o e. industrie care a devenit din ce în ce mai puternică, bazată pe bani, doar pe bani.
Nu ai bani, nu reziști în lumea muzicală din zilele Datorindat, mai noastre. vrea să spun, bani, bani, așa e, aveți dreptate, dar mai e o chestie, toată lumea, toți artiștii cu voci foarte bune, Delia are o voce minunată, am ascultat-o live la TNB, să șocheze, totul e să șochezi, să pătrunzi, să atragi atenția prin Din chestii păcate, da. șocante care sunt uneori Da, din vulgare. păcate, da, din păcate, ea are și, sau mă rog, a avut niște piese pe care, din punctul meu de vedere, a deviat foarte mult din ceea ce se numește mesaj și direcție. Faptul că se adresează unui public care din ce în ce mai mult gustă violența și nu numai, cred că nu este bine, din punctul meu de vedere. Sunt de părere că atunci când te trezești, trebuie să faci bine, din toate punctele de vedere. Dai puterea să transmiți oamenilor, să aduci și mesaje Exact. mai Acum. pozitive, dacă putem. Bine, viața nu e din mesaje, eu sunt psihanalist la bază, înțeleg dorința asta de a ne cunoaște, de a face introspecție ghidată, dar până la urmă, când Eu sunt ai... un pic de o altă părere. Eu sunt un pic de o altă părere. Eu cred că oamenii aceștia știu exact prin marketingul pe care îl fac, publicul țintă pe care îl au. Ei urmăresc evoluțiile artiștilor internaționali și trendul și ca atare se adaptează din mers, ca să zic așa, pe trendul respectiv, pentru că altfel publicul nu va mai asculta, se adresează unei categorii de public, dar am observat încă un lucru foarte interesant, chiar și artiștii aceștia mari care, mă rog, au tot felul de stiluri muzicale, se reîntorc la rădăcinile muzicii și anume folclorul. Și de curând am văzut multe spectacole aici în Europa ale artiștilor români care nu vin cu spectacole cu melodiile lor pe care le au, ci cu niște remake-uri după melodiile foarte cunoscute din folclorul românesc, care au început să revină într-o forță maximă către public. Măcar atât, da. Măcar atât, da. Să revedem. Apropo de fapt, de ce ai spus tu, Sorin, și anume că artiștii se orientează pe zona asta de marketing și știu foarte bine ce să promoveze. Din păcate, majoritatea artiștilor nu înțeleg următorul lucru, și anume că sunt formatori de opinie. În momentul în care ești formator de opinie, ai o responsabilitate față de generațiile pe care tu le cultivi sau le educi. În momentul acela, tineretul, dacă tu îi dai violență și dai mesaj violent, tineretul pe care tu îl ai în administrare, ca să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, se va duce după mesajul tău. Și atunci ne întrebăm și ne mirăm de ce sunt crime, de ce sunt droguri, de ce sunt. Păi pentru că în subliminal mesajele artiștilor și nu numai ajung în mintea lor și îi canalizează spre a face aceste lucruri. Da, Sunt așa. de acord, cu lucrul acesta, însă aici nu numai artistul este de vină, eu cred că este de vină și media și radiourile din România care promovează. Există două, trei, cred că, radiouri naționale, la nivel național, care încă mai Da. promovează muzica ușoară românească, ca să o numesc așa. Pentru că asta este muzica ușoară românească Da. și care mai țin un pic ștacheta Din păcate. sus, doar câteva sunt. Am văzut că dumneavoastră colaborați cu Trustul Media Național pe foarte multe proiecte. Astăzi de dimineață, până să intrăm în legătură, am încercat să vă descoper un pic și am descoperit
că ați făcut orchestrație la o melodie foarte frumoasă a Margaretei Pâslaru, melodie care a fost preluată de Angela Ioana Gheorghiu, orchestrație foarte reușită și mă bucur că acești copii tineri, eu n-am știut cine este Angela, și am văzut că este foarte tânără și că s-a apropiat de stilul acesta al nostru tradițional. Colaborarea mea cu doamna Margareta a fost una absolut senzațională și a fost o chestie care a fost o colaborare care a fost, pot să spun, firească, caldă. Incredibil ce face această extraordinară doamnă a muzicii românești pentru tineret și pentru generațiile tinere. Este un exemplu absolut fabulos pentru ceea ce ar trebui să însemne sau să fie fiecare artist de talia dumnei. Să știe că sunt flagship-urile generațiilor care sunt și care urmează să vină și să aibă responsabilitatea creației și a mesajului. Așa este. Așa. Avem imagini, Sorin, cu piesa? Avem voi? Din păcate, drepturile de autor nu îmi permit anumite lucruri pe canalul de YouTube, așa că o să fiu foarte selectiv pentru că primim destul de multe avertizări și atunci trebuie să fiu un pic mai atent la ceea ce fac. Din păcate. Din păcate, dar aș vrea să mai ridic un subiect în discuție. Cum v-ați apropiat de muzica de film? Pentru că la ora actuală sunt foarte puțini compozitori, orchestratori de muzică de film în România. Pe vremuri, pot să spun că existau aproape cam toți compozitorii de elită, făceau muzică de film și muzică de film bună. Pentru mine, direcția asta muzicală, de muzică, de film, a fost și este în continuare o provocare imensă, uriașă. A venit ca o chemare, ca să spun așa, ca un lucru firesc. Prima mea coloană în sonoră de sunet, de muzică a fost, dacă nu mă înșel, Om sărac, om bogat, de la Pro TV, serialul, după care au fost Narcisă sălbatică, Cu un pas înainte, în care a jucat artistul nostru Smiley. Iar în prezent lucrez, mă rog, am terminat. Lucrez la coloana sonoră a unui film absolut senzațional pe care să vă invit pe 18 octombrie la avanpremiera acestui film. Un film absolut senzațional cu un mesaj fabulos, regizat de celebrul și extraordinarul om Petre Năstase, cu foarte mulți artiști ai momentului extraordinari, Adela Popescu, Adelina Pestrițu, Radu Volcan și așa mai departe, Florin Călinescu. Deci un film absolut senzațional cu un mesaj extraordinar printre foarte puținele filme românești, din păcate, în ultimul deceniu, care au mesaj și care nu este vulgar. Doamne, ce minune! Este film sau este serial? Este un film de o oră și jumătate care Pentru va că eu îl fi. știu pe Petre Năstase, nu-l știu ca regizor de film, de-aia sunt puțin surprins. Da, este un film care va avea premieră în cinematografe, în toate cinematografele pe 18 octombrie. Un film absolut incredibil Vama și... Veche Retreat se numește. Da, Retreat Vama Veche, filmul, așa se numește. Filmul, ia uite, și Că mai interesant.
Da. Interesant, interesant aspectul acesta, mai ales că sunt surprins de faptul că Petre Năstase s-a apropiat de film, el fiind cunoscut ca regizorul artiștilor, Da. și când spun asta, regizorul artiștilor, mă refer la videoclipurile pe care le făcea el. El, de fapt, a făcut publicitate și televiziune mai mult decât film. Am mai descoperit un lucru foarte frumos, eu n-am știut lucrul acesta. Ați creat tot background-ul audio pentru spectacolele Circului Metropolitan din București, unde au fost ani de zile sold out, pentru, nu numai pentru grandoare, dar și pentru muzică și pentru tot ce însemna. Era, de fapt, un Cirque du Soleil a la Metropolitan București. Da, am avut onoarea de a colabora cu această instituție. Exact în acel moment al vieții mele, Sanda Ladoș era director muzical în această instituție, regretatul Bogdan Stanoevici, directorul general. Da, a fost o perioadă de 2 ani în care spectacolele au fost absolut, absolut senzaționale, incredibile. S-a lucrat cu atât de mare pasiune și cu atât de mare atenție la detalii și cu atât de mare atenție la mesaj și la povestea respectivelor spectacole, încât a fost realmente o plăcere și ce a ieșit este incredibil. Se află niște mici pasaje pe YouTube, din păcate nu s-a putut filma Am văzut. respectivele spectacole din considerente Mi-a de drept de spus și autor Sanda, da, atunci. Da. și de copyright, dar câteva secvențe se află pe canalul meu de YouTube, dar na, uite, fac și o reclamă. Bravo! Așa. Da. E, apropo de reclamă, am văzut că vă faceți reclamă nu pe canalul de YouTube, sunteți activ pe toate nu softurile, pe toate paginile acestea de promovare a creațiilor muzicale. Am văzut că sunteți de la Spotify până la absolut tot ce ține, încât să fiți vizibil nu numai în România, dar și în afară, ceea ce este un lucru bun și am mai descoperit, nu știu dacă este adevărat, dar poate ne confirmați astăzi. Am mai descoperit un lucru foarte interesant. Sunteți și creator de cărți pentru copii. Sau mă Nu. înșel? Nu. Dar ce este? Pentru că am descoperit pe Amazon pagina dumneavoastră cu pagina cu. Ce se întâmplă? De vreo 2 ani de zile experimentez tot felul de direcții. Eu sunt nebun la faza asta. Experimentez direcții, alte direcții decât muzică. De 2 ani de zile cochetez cu softuri de creație 3D, cu softuri de creație video. Am făcut cărți pentru copii Deci e în... adevărat până la urma urmei, Da, că l-am am descoperit făcut. greșit. Da, deci am experimentat pur și simplu din ideea de a cunoaște și de a pur și simplu vedea ce se întâmplă în direcția asta. Sunt un tip care îmi place să experimentez și să găsesc provocări în absolut toate direcțiile. E adevărat, m-am uitat, am fost așa un pic, zic, domnule, e adevărat sau nu e adevărat? Am descoperit două cărți, Magic Pumpkin și Animals Friends, pentru românii din străinătate. Dacă vor să intre pe Amazon și să caute aceste cărți, am observat că una dintre ele este sold out, adică nu mai există, dar una încă se mai găsește, așa că de ce nu, copiii de până la 5 ani se pot juca cu aceste cărți de Da, desen educativ, da. educative, cu animăluțe, cu tot felul de lucruri care ne îmbogățesc și care am intrat un pic pe ele să mă uit și care chiar provoacă dezvoltarea creativă
activității la copil. Da, chiar mi-am dorit să experimentez direcția asta. Mi-am spus, măi, într-o zi, ia să vedem ce aș putea eu oferi copiilor în așa fel încât să și învețe, să-și dezvolte creativitatea. Și pur și simplu, în decurs de câteva zile, a ieșit ceea ce se află în prezent pe Amazon. Deci a fost o chestie de pur și simplu... Vedeți, dacă eu nu descoperam lucrurile astea, nimeni nu vorbește despre ele. Hey, George, eu n-am știut. Uite, și sunt prieten cu tine. Și încă ceva. Vreau să-l mai laud pentru că eu avem un amic comun, a fost invitat la noi Bogdan Ioniță, un artist excepțional, a făcut un album cu orchestrație excepțională. El se numește Dragoste la prima vedere, chiar este Dragoste la prima vedere. Da, îndemn să asculte acest album, el este acum într-o promovare activă la televiziuni. George, absolut excepțional, știe și Sorin despre ce vorbim, pentru că l-am avut invitat. Uite, vezi, uneori e bine să ne promovăm și noi, da? Măcar toc cu toc, din ușă în ușă, cum se spune, să cunoaștem. Vizibilitatea, trebuie să fim cât mai vizibile. Am observat că artiștii care au ceva de spus sunt destul de modești și rămân undeva acolo în background, să nu cumva să iasă în față, dar este păcat de lucrul acesta și o spun din perspectiva omului care trăiește în străinătate și care observă lumea artistică de aici, în comparație, și pot să fac comparație, după 12 ani de stat afară, pot să am această capacitate să văd ce îmi place și ce nu-mi place, unde e bine și unde e rău. Tot în lumea asta artistică, muzicală, în ultimul timp urmăresc generația tânără, ceea ce nu credeam că o să fac. Și am mai observat un lucru. Generația tânără tot așa se întoarce către muzica anilor 70, 80, 90 din România, dar skill-ul este diferit și mai mult nu are amplitudine vocală, din păcate. Foarte mulți artiști din România cântă la ora actuală, eu nu sunt specialist în muzică, dar simt muzica, cântă ori nazal, ceea ce este enervant pentru mine, pentru că nu-și dă drumul la voce să-l simt eu. Este o voce controlată nazal sau o voce controlată din piept, din gât. Așa este. Foarte mulți artiști cred, adică nu cred, sunt convins, foarte mulți artiști nu iau în considerare în a se educa și a învăța profesional această meserie. Din păcate, dacă ei consideră că au o voce interesantă, suntem artiști. Nu este așa. Din păcate, și softul le ajută în ascunderea acestor imperfecțiuni, astfel încât la ora actuală ești în stare, se poate, nu că ești în stare, se poate cu ajutorul softurilor să faci din un ageamiu un mare profesionist. Colaborarea mea cu Bogdan Ioniță a fost una absolut și este una absolut senzațională. Este un prieten de suflet care mă bucură, m-a bucurat și mă bucură foarte mult prezența lui în studio. Este o voce absolut senzațională, o voce caldă și toate piesele lui exprimă mesaj și profesionalism. Câți din artiștii actuali, să zicem, cu care dumneavoastră intrați în contact, câți credeți că mai sunt artiști de muzică ușoară românească și câți de stil influencer, international influencer? Dragul meu, Sorin, am mare nenoroc că mă caracterizează faptul că
îmi permit să-mi aleg artiștii. Nu lucrez cu oricine, în studioul meu nu intră orice ageamiu influencer, astfel încât artiștii care sunt artiști și profesioniști intră în studioul meu. Sandalado și Bogdan Uită, Alexandra Ungureanu și așa mai Oh, departe. Alexandra! Superbă! Superbă! Și voce, și prezență, și excepțională! Da, uite, nici de ea n-am mai auzit nimic în ultimul timp. Vai, ce-mi plăcea! Păi, ne ascundem, profesioniștii ne ascundem că nu mai avem loc de influenceri. Bine, acum există și aceste contracte cu clauze foarte complicate pe care nu numai agențiile, dar și casele de producție de muzică le fac cu artiștii pe care îi gestionează și care, mă rog, complică și mai mult situația. Totul se leagă iar de bani. Televiziunile care încheie contracte de exclusivitate cu anumiți artiști și numai pe acei artiști îi promovează și nu Așa e. altceva, Așa e. nu lasă oportunitatea celuia care are poate ceva de spus în lumea asta să vină cu proiectul său și să-l prezinte și publicul să decidă dacă este un proiect care trebuie să rămână în viață sau care va muri exact în prima zi. Da, din păcate așa se întâmplă. Media, într-adevăr, se orientează strict pe comercial și strict pe partea financiară, ne luând în seamă mesajul și calitatea materialului, Și din din păcate. păcate, fiind o mare amatoare de teatru și film, merg foarte des la teatru săptămânal și la filme, văd asta și pe cinema, din păcate, și pe teatru. Nu Păi, din este generalizată povestea. să agresăm publicul, da, din păcate, asta e realitatea. Este o chestie generalizată, social. Este o problemă socială într-un final. Dar stăteam acum și mă gândeam în timp ce vorbeam cu dumneavoastră că artiștii adevărați rămân artiști. Mă gândeam acum la Marina Voica, care se apropie vertiginos de vârsta de 90 de ani, care și la ora actuală are această capacitate. Artistul adevărat are acest lucru în el, să țină un show live, fără probleme de voce, și mă întrebam acum câți din artiștii aceștia tineri, generațiile astea care sunt 20-25 de ani la ora actuală, vor ajunge la 80-85 de ani și vor mai avea această capacitate nu numai vocală, dar și de tonus să țină un concert de o oră live într-un club în București. Nu știu care ar putea să fie viitorul, dar cert este că sunt foarte mulți copii talentați. Mi-au intrat destul de mulți copii talentați în studio. Depinde doar de noi să îi educăm și să le dăm o direcție profesionistă și care să îi îndemne spre calitate. Da, George, mama mea se uită mereu la Vocea României. Românii au talent. Mă rog, ambele emisiuni, având și mai mult timp ca mine. Și să știi că sunt unele voci deosebite și nu fac nimic, nu sunt promovate. Cei care acolo stau pe scaunele alea de nu se mai dezlipesc de atâția ani, că m-am săturat de toți artiștii aia de acolo, că le zic și în față că mă știu. Nu promovează, nu ajută decât tot așa pe sistem politic, pe sistem financiar și asta e situația. Bine, astea sunt regulile show-ului. Până la urma urmei, nu putem noi să schimbăm regulile astea. Acum, Nu schimbăm, încercăm măcar să spunem, să verbalizăm. cine poate să schimbe este producătorul show-ului respectiv. El poate să decidă Bun, George. să rămână pe linia show-ului, dar să mai schimbe juriile, pentru că sunt aceiași oameni care fac selecțiile și care își pun părerile, păreri care uneori coincid cu părerea publicului, alteori nu coincid. În fine, publicul este cel care va alege, dar
Apropo de lucrul ăsta, Carmen, să ne uităm că în ultimii ani, în ultimii 10 ani de când sunt aceste show-uri pe televiziunile din România, câți artiști din aceia care au câștigat, dintre aceia care au câștigat show-urile, sunt la ora actuală pe piață activi? Foarte, foarte puțin. Asta înseamnă că am ales prost. Și sunt cei care au fost în rândul 3, în rândul 4, care acum sunt foarte vizibili, ceea ce înseamnă că publicul a făcut selecția puțin mai târziu, ceea ce este bine. Acum, spre încheiere, aș vrea să revenim la Eurovision 2024. Ați ascultat melodiile de anul acesta? Spre nefericirea și nenorocul meu, nu. Nu. Ce se întâmplă? După experiența 2004, în care eu am avut norocul și șansa să câștig selecția națională, a mai urmat un an în care eu am ajuns în finală cu trei artiști. A fost o întâmplare nefericită, dezamăgitoare, iar din acel moment pot să spun că nu m-a mai interesat acest show, pentru că mi-am dat seama că din ce în ce mai mult a devenit o afacere. Și atunci, evident că nu m-a mai interesat subiectul, deci spre ghinionul. Eu sunt destul de fan, așa să zic, Eurovision. Cunosc culise, îmi dau seama că totul este o afacere într-un final, îmi dau seama, văd lucrurile că sunt geopolitic, strategic și economic. Toate aspectele astea le-au sesizat probabil foarte mulți, dar nu vor să le discute. M-am uitat anul acesta, aș fi vrut să dau drumul la niște materiale video, dar renunț la lucrul acesta. Mai bine. Pentru că vroiam să vă dați cu părerea amândoi și să ziceți, să-mi spuneți care ar putea Hai, fi dă-i drumul totuși. posibilul câștigător Hai. de anul acesta. Eu am deja favoritul. Eu am favoritul. Hai, dă-i. Vrei, George? Ne întrebăm Da, invitat. sigur. Nu, Sigur. nu, o să dau drumul doar la favorit, doar atâta, la favoritul meu Arătăm și să-mi comisia. spuneți Și Niciun să-mi obiect. spuneți dacă are șanse sau nu are șanse. Eu Ok. sper că îl găsesc repede. Tot ce e posibil ca în Europa această piesă să aibă ecouri puternice, dar părerea mea este că nu va câștiga Eurovision. Da. Mă spun și eu opinia, eu iubesc stilul ăsta de rock pop, nu? Așa se numește. Eu l-am și cântat pe vremuri, așa că, George, să-ți deschizi ușa studioului, că voi veni, o să vezi. Nu glumesc. Piesa e bună, artistul în sine nu m-a dat pe spate nici vocea, nici apariția. Bine, are și un videoclip destul de ieftin, așa, pare că nu și-au permis. Nu, eu le văd altfel lucrurile. Mă rog, fiecare opinia, ne-a întrebat opinia, lasă o să o explic. Da. Nu, Nu apropo de. mai veni peste celălalt. Deci e un artist, poate s-ar putea, eu știu, ca piesa mi-a plăcut compoziția, cât am ascultat din ea. Ne vedem. Lasă opinia noastră. Da, eu am ales doar această piesă. Am trei favorite, practic, dar asta mi se pare cea mai apropiată de ce vreau eu să se întâmple anul acesta la Eurovision. Croația cu această piesă și cred, n-am cercetat piesa, dar cred că este un compozitor finlandez, dacă nu mă înșel, pentru că a participat anul trecut la Eurovision cu Cea-Cea-Cea, se cheamă piesa, și care are același skill, același stil,
Și cred că este o colaborare cu acest compozitor finlandez, pentru că îi simt ritmul, același ritm. Mie mi-a plăcut anul trecut, din păcate n-a câștigat, a fost pe locul 2, cea se cheamă piesa, reamintesc, a fost pe locul 2 anul trecut la Eurovision. Eu mi-aș dori ca acest om să-și câștige dreptul pe care anul trecut l-a pierdut. Dar vom vedea ce va decide publicul anul acesta. Ne apropiem de final. Trei întrebări. Ce întrebare ați fi vrut să primiți astăzi, în această oră, întrebare pe care nici eu, nici Carmen nu am gândit-o și ați fi vrut să vă fie adresată? O întrebare foarte. Ce mai faci? Ce mai faci, Jorge? Da. Păi ce mai faci? Joci, uiți, Da. nu-i. Îți spun eu asta, Da. o faci eu. M-a bucurat foarte mult acest timp petrecut cu voi. Ce să fac? Sunt un om care își urmează visurile. Sunt un om care își dorește să facă bine în fiecare dimineață, se trezește cu acest gând, îi mulțumește lui Dumnezeu. Și încerc să fac cât mai mult bine posibil. Cred că asta este menirea tuturor, sau ar trebui să fie. Până să vin eu cu ultima întrebare, mi-am adus aminte astăzi, acum de fapt, în secunda asta, cu întrebarea asta la care ați răspuns dumneavoastră, ce mai face George Popa, nu v-am întrebat dacă fiica dumneavoastră vă urmează drumul sau v-ați dori să vă urmeze drumul. Mi-am dorit foarte mult să urmez drumul, chiar i-am dat primele lecții de muzică. Din păcate, nu își dorește această direcție, deși este destul de talentată din punct de vedere artistic, desenează, cântă, dar ea s-a orientat foarte mult pe partea asta mai matematică, mai exactă, științele exacte. Acum, Nu? dacă stăm să ne gândim, muzica este o știință matematică, într-un final. Da, dacă nu vine, dacă nu trece prin suflet, degeaba ai matematică. E, și matematică. Auzi, Sorin, da, ai și portofelul mai plinuț, zic. Nu? Da, e, vedem. Eu îi urez succes pe drumul pe care și l-a ales. Acum fiecare copil în zilele noastre trebuie să-și decide singur drumul pe care vrea să meargă, să nu mai fie ca pe vremurile noastre, când familia decidea, mama, tata, nu te duci acolo, că acolo vrem noi. Și tu poate n-aveai nicio înclinație și nicio Așa este. atracție pentru chestia asta. Este bine. Și ultima întrebare din partea mea. Dacă astăzi ați fi avut posibilitatea să ne aduceți un invitat, cu care să dialogăm în patru, cine ar fi fost cea de-a patra persoană pe care dumneavoastră ne-ați fi adus-o? Uite, mi-ar fi plăcut să discutăm și cu maestrul Petre Năstase, apropo de Bravo. noul Te proiect în felicit. care sunt implicat. Deci cred că ar fi fost destul de interesant în a discuta despre acest proiect. E încă prematur, într-adevăr, de-abia acum se finalizează proiectul și urmează promovarea media. Dar cred că ar fi fost interesant să fi discutat mai mult despre acest super film la care eu am avut norocul și Să știi șansa că să l-am și lucrez. invitat, urmează să facem o programare în Doamne luna ajută! următoare. Da, am și vorbit cu el, a fost și colegul meu la ProTV, așa că vom face proiectul. E, pentru mine va fi o mare Nu? surpriză acest interviu cu Petre Năstase. Eu îl știu de ani de zile. Nu vreau să intru prea mult ca să nu dau din casă. Probabil o să dau din casă în momentul în care îl vom avea invitat pe Petre Năstase. Mulțumim pentru sugestie și din partea mea mult succes nu numai cu proiectul actual, dar și cu proiectele viitoare și să lăsați divinitatea să vă inspire pe mai departe. Parte cu noi și noi melodii care să vină în prim plan. Mult succes de aici! Da, Și Doamne ultima ajută! întrebare, nu, că n-am terminat, George, stai un pic.
Așa a apărut un final divin și îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi în această seară, luminată și foarte frumoasă alături de noi. O să te rugăm să ne dai un titlu emisiunii noastre, pentru că fiecare cadou ne dă un titlu la emisiunea la care Nu a participat. fiecare cadou, fiecare invitat. A, nu la... Bine, eu vreau și cadou. Nu, Fiecare da. invitat îmi dă un titlu cadou la emisiunea la care m-am emoționat, iar de spațiu. Așa. Ce vrei, mă, e compozitorul meu viitor, nu? Așa. Un titlu. Deci, apropo, până să ne dați titlu, vreți să fiți și compozitorul meu, să faceți din non-voce voce? Cu tehnologia actuală, să știi că se poate, dragul meu, nu Sorin. Nu că mi-a zis asta, dar eu am voce. Apropo de titlu, cred că ar putea să meargă titlul la această emisiune interviu cu un anonim. Gata.